Așa. Bun, nu știu dacă ați văzut prima parte a înregistrării, așa că voi relua. Acum respir mult mai bine, mi-am revenit. Ai băut și apă. Am băut și apă, Raluca tot, Raluca a rămas. Noi suntem aici la Clubul de Lectură Eu Citesc, club de lectură care se întâmplă în fiecare miercuri, de la 18.30 când dăm adunarea, 19 când începem să transmitem live. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Și de această dată avem alături pe Raluca Alina Iorga. Am scrie Alina. Buletin. Asta este, n-am ce să fac, și pe mine mă cheamă Gabriela. Și pe Iasmi de la Literatură pe Tocuri. Literatură pe Tocuri, co-organizator al proiectului Clubul de Lectură Eu Citesc. Și înainte să începem, vreau să vă spun câteva cuvinte. Eu nu sunt genul de persoană care să spună lucruri mari sau care să aprecieze siropurile. Dar, de cele mai multe ori luăm persoanele de lângă noi drept garantate. Și în seara asta, pentru că am ajuns la jumătatea proiectului, am trecut de jumătatea proiectului, vreau să spun câteva lucruri despre, ghiciți cine, despre Iasmi. Și vreau să-i mulțumesc tare mult pentru faptul că mi-a rămas alături în proiectul ăsta care mi este mie foarte, foarte drag. Cu atâta pasiune și cu atâta, cum să vă spun eu, drag. Așa, și dacă n-am apucat să-ți mulțumesc așa cum se cuvine, îți mulțumesc acum pentru tot ceea ce faci și o să-ți transmit un compliment care pe mine cel puțin atunci când l-am primit m-a făcut așa, să mă moi. Îți mulțumesc pentru că existi. A rămas un like motiv, așa, știi? Așa. Îți mulțumesc pentru că existi și îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci cu site-ul, cu proiectele și pentru felul în care faci lucrurile. You rock! Așa, peste Alina! Să revenim, zic, în seara asta vă discutăm despre Până la sfârșitul timpului. Eu pe Raluca. Da, în nebunia mea sunt persistentă. Pe Raluca am descoperit-o absolut întâmplător. Am văzut un trailer al cărții și am spus, uite, o fată care știe ce să facă, adică știe cam cum funcționează lucrurile. Avem și muzică sus, e mișto. Nu cred! Vorbim noi mai târziu. Dacă o pleci, se potrivește, da, cu cea. Cu live motivul. Da, nu contează. Avem mansardă sus și probabil că este o... Dar ne descurcăm bineînțeles. Și mi-a plăcut foarte tare cum se prezintă fata asta și a fost așa o potrivire în momentul în care am început să comunicăm și mi-a plăcut foarte mult ce încearcă ea să facă. După care mi-am dat seama că nu e numai o prezență frumoasă, plăcută, carismatică, dar scrie și foarte bine, adică wow, nu mă pierdeam după. Tipsul la sfârșit. Așa. 100 de euro. Așa, da. Nu pot să vă spun foarte multe despre scriitorul Alina, Raluca Alina Iorga. Mai perfect. Așa. Pentru că vreau să o las pe Iasmi să vă povestească, așa cum o face ea de obicei, adică excelent. Da, mulțumesc! Și acum eu ar fi trebuit să spun, am luat legătura. Ai preluat legătura, dau legătura. Da. Și în momentul ăsta vreau să vă spun că eu sunt mută. Pentru că eu față de cartea pe care a scris-o Raluca, nu am cuvinte. Nu am cuvinte. De ce? Pentru că îmi este teamă cuvintele mele să nu minimalizeze valoarea cărții. Pentru că am întâlnit
un scriitor, eu pot să-l numesc scriitor, deși e la prima carte, cu un stil extrem de elegant, extrem de fin și foarte lejer și foarte, foarte lin. Vreau să vă spun că eu sunt în plin proces de citire a acestei cărți, am citit decât jumătate din ea. Dar atât cât am citit, în special primele 60 de pagini, eu le-am trăit cu intensitate maximă și am să și vă spun de ce. Pentru că anul trecut eu am vizitat Sighișoara. Am vizitat Sighișoara și am avut o cameră pe care am luat-o acolo pentru o noapte. Și Raluca și începe povestea cu o incursiune în Sighișoara. De fapt, povestea de acolo pleacă. Și atunci eu m-am transpus în personajul din Sighișoara. Și n-am mai știut cine este ea cea de acolo, pentru că, de fapt, eram eu, mă vedeam pe străduțe, eram fascinată de tot ce înseamnă clădire. Am avut norocul anul trecut că am avut vizionat, de fapt, am văzut și două spectacole de medievale. Și atunci eu m-am transpus cu totul în această carte. Chiar am trăit-o cu mare intensitate, pentru că eram eu, admirând străduțele din Sighișoara, ajungând în fața pasajului scărilor, urcând scările, ajungând acolo sus. Dintr-o dată atmosfera s-a schimbat. Am simțit o mână rece pe umăr și în momentul în care m-am întors, m-am uitat în doi ochi verzi foarte triști. După aceea tot ei pe mine m-am văzut, alergând speriată pe străduțele Sighișoarei, urmărită de ceva, pentru că știam că cineva vrea ceva de la mine. Tot eu eram cea care purtam medalionul dragonilor. Și tot eu am fost în momentul în care am căzut și sub un felinar în noapte, un bărbat a venit să mă ajute, numai că în momentul în care mi-a întins mâna, am văzut aceeași mânușă neagră cu același inel cu piatră roșie pe care îl purtau spiritele. Deci ceva de genul ăsta, Raluca, povestirea, numai că de data asta n-am mai fost ea, și pentru că eu vizitasem Sighișoara și știam exact, eu am fost fascinată de cetate, m-am transpus atât de mult, am trăit cartea, capitolul ăla, foarte tare. Mai departe vreau să vă spun că ajungem din cititorul fără cuvinte, pentru că nu știi ce cuvinte să spui. Este o carte impresionantă? Este. Este o carte magică? Este. Are o poveste superbă de dragoste? Are. Este o lecție de istorie? Este. Ce cuvânt poți să găsești să nu întinezi lucrurile astea? Nu se poate. Cel mai bine, din punctul meu de vedere, cred că, adică ce aș putea să fac eu este decât un singur lucru, să mă înclin. Pentru că, într-adevăr, au fost scrise multe recenzii, fiecare și-au găsit metafore, ce să asocieze, minunată și așa mai departe. Numai că aceste cuvinte sunt mult prea mici pentru ceea ce ai realizat tu. Și la un moment dat vreau să vă spun că o să ajungeți, cel puțin așa cum am ajuns eu, o să ajungeți spectatorul mut, pentru că veți fi părtași la evenimente istorice și o să fiți impresionați de ceea ce a putut să scrie Raluca. Eu iau cu Raluca. Și tu? Da, și eu. Raluca, ideea este că eu nu am terminat cartea, nu știu ce se întâmplă, nu știu cine este ea, cea care începe povestea. Poate fi un personaj fictiv sau poate fi chiar Raluca. Raluca pasionată de un personaj istoric care scrie povestea. Acest personaj istoric este nimeni altul decât Vlad, domnul țării românești, acel Vlad Țepeș pe care noi îl știm, asupra căruia s-a format un mit.
Eu o să am mai multe întrebări, dar nu o să le pun acum, o să ți le pun după aceea, Raluca. Și nu pot să spun decât atât că în acest moment ești unul dintre puținele persoane care și scriitori care și-a răcăpătat și și-a căpătat de fapt respectul și admirația. Dar chiar am fost impresionată de această carte. Chiar vreau să... Da, și am trăit foarte tare, deci eu nu știu cum se termina, pentru că, vai, dar nici nu vreau să vă spun, credeți-mă, mie mi s-a spărit pielea, pentru că adevărul este că am fost și aproape de momentul în care eu am vizitat Sighișoara. Mă gândesc dacă anul trecut aș fi citit cartea asta, când eram acolo. Deci vă imaginați seara pe străduțele pietruite cu toate clădirile alea, vă imaginați că mă simțeam alergată de tot felul de spirite cu ochii roșii, mi-l imaginam pe Vlad că vine și fac misiune pentru el să-i salve. Deci nu, deci nu, sentimentul a fost... Și acum să vă spun de fapt ce e cu Sighișoara. Stai, ia-o ușor. Hai să-ți spunem noi. În primul rând, de ce Vlad? Și acum adică putea să fie Mircea cel Bătrân, nu știu, Alexandru Ioan Cuza, Ștefan cel Mare. Și acum ăsta este momentul ăla care nu te uiți la cameră, la cei de acasă. Și nu încerc să rulești. Bună ziua, eu sunt Alina. Bună ziua, eu sunt Raluca. Eu sunt Raluca Alina Iorga, trebuie să spun și Iorga. Da. Și am foarte mari emoții, sunt ca la Lucrecia lui. Și am foarte mari emoții. V-ați lămurit, da? Deci ea este Raluca sau Alina, ajutăm puțin și să-i punem întrebarea, de ce Vlad? De ce Vlad? Eu sunt foarte mulțumită. În afară de faptul că eu așa, e părerea mea, eu cred că fata asta e un pic îndrăgostită de Vlad. De asta am și întrebat, și spus la un moment dat, că nu știu cine este personajul. Nu recunosc nimic. N-am ajuns la final. Poate fi un personaj fictiv, sau poate fi chiar Raluca fascinată de un personaj istoric, cum este Vlad, și de fapt este povestea ei care se transpune și care, nu știu așa, știți că la un moment dat fiecare dintre noi a fost fascinat de un personaj, indiferent că e din film. Nu v-ați creat o poveste? Michael Scofield! Da! Deschiși. Alții mă gândesc ca Raluca. James Fraser. Alții mă zic că Raluca s-a transpus așa și să schimbe și puțin viziunea asupra lui Vlad. Pentru că până la urmă are foarte multă documentare istorică. Asistăm la niște evenimente istorice pe care foarte probabil puțin dintre noi le cunosc. Exact. Da? Pentru că Vlad Țepeș există la noi ca un mit, nu numai la noi, și în afară. Da? Chestia de vampir. Lucrurile nu stau chiar așa. Deci de ce Vlad, totuși? Și nu Ștefan cel Mare. Nu a știut până în momentul în care s-a apucat să scrie cartea că eu mă trag din Ștefan cel Mare. Le trag cu inter. Încerc așa să te detenționez. Culmea, ca o mică paranteză, am fost întrebată dacă am emoții. Am spus, nu am, sunt între prieteni, cunosc toți. Până v-am auzit pe voi vorbind și gata, s-a terminat. S-a chis la pui. Gata, nu mai încerc să-mi adun cuvintele, inima îmi bate maxim. Nici când am făcut-o pe Lia n-am avut așa emoții. Paranteză, Teo Angel este în seara asta alături de noi. Bine! De ce bine, și mai avem un autor pe Alexandru. Alexandru Dușcă, sigur că da. Alexandru și Alin Bonge. Și Alin Bonge. Mai ești un alt, să nu mai uităm. A, Monica Ramirez. Da, Ramirez. Da, cui Ramirez, adică despre ce e vorba. Noi sunteți... Noi suntem la pachet. La pachet, da. Da, noi două suntem la pachet. Deci nu se mai pune probleme. De ce Vlad? Tatăl meu, că dau vina pe el, este foarte pasionat de istorie. De altfel, tot din familia mea, nu știu dacă are legătură cu numele, o fi o coincidență, ca să ne facă să tăcem pe mine și pe fratele meu, obișnuia să ne spună povestiri istorice într-un stil caracteristic. Haideți să vă povestesc cum a fost bătălia, cum s-au bătut.
am început să fac ca toți copiii istoria în clasa a patra, cam pe la 10 ani aveam așa. Și deci eram băgat în lumea asta a istoriei românești în primul rând, da, știam și pe, și pe Ștefan cel Mare și pe Mircea cel Bătrân, aveam o idee despre ce era vorba. Era o zi de martie, mi-aduc aminte ca și ieri treaba asta, ploua afară, vroiam afară să ies să mă joc cu copiii, nu puteam și tata, ca să mă oprească din a mă bate cu fratele meu, a zis să ne spună o poveste iarăși. Și culmea, mi-aduc aminte și unde stăteam și eu și el și îmi spune, ne strânge așa pe amândoi și zice, astăzi o să vă povestesc despre dragon. Și eu zic, wow, ce mișto, dragoni chiar au existat, cumva au existat. Și astfel a început să-mi spună povestea tatălui lui Vlad Țepeș, Vlad Dracul, care a primit ordinul medalionului, ordinul dragonului. Numai că îmi plăcea povestea tipic spusă de tatăl meu, doar că la un moment dat face o pauză tata și spune, medalionul a ajuns la băiatul lui, care între timp este cunoscut la noi drept un vampir. Eu am făcut așa o pauză, n-am înțeles ce se întâmplă atunci, l-am iscolit pe tata. Mi-a povestit de celebrul atac de noapte, n-ai ajuns pe acolo, ia zi, nu dau spoilere. Poți să dai pe mine, nu mă deranjează. Eu citesc la fel cu ce ești. Da, acum depinde de profesorii de istorie care povestesc. Eram fascinată de tot ce îmi povestea tata, despre câte lucruri vitejește a făcut. Repet, nu era singurul care le făcea. Dar era ceva în numele lui și în asocierea asta cu nedreptățile care i s-au făcut după și zic, ok, trebuie să aflu ce-i cu Vlad. Lucrul meu că au trecut ani, eu am uitat de Vlad, până într-o zi când m-am dus la biblioteca județeană să-mi iau niște cărți pentru BAC. Deci capitolul ăla cu biblioteca e în mare al? Nu, nu. E altceva ce pentru nu era. Care? Da, nu, eu dar spui și ce? M-am dus la biblioteca județeană să caut cărți pentru niște referate la română. Eram total atrasă de secțiunea de istorie, am nimerit acolo, mi-am luat o carte. Era ficțiune istorică, într-adevăr. Acum, privind în urmă, știu că erau date eronate, dar era foarte bine scrisă. M-am dus acasă, pe sub masă, pe sub așa, scoteam cartea de istorie, n-am vrut să mai duc la bibliotecă, asta e o altă paranteză. Și când am venit în București la facultate, undeva până anul 3, am fost la un film românesc făcut despre Vlad, în care era vampir, n-avea nicio legătură cu istoria și ăla a fost momentul în care s-a declanșat totul. Am zis, ok, până aici, dacă și românii s-au apucat să facă lucrurile astea, e grav. Am să fac eu un film despre Vlad. Fix asta mi-a spus când am ieșit de acolo, zic, stai un pic. Nu suntem totuși Francis Ford Coppola. Și încă. Și am zis, ok, nu sunt în stare să fac un film, dar pot să scriu scenariu. Și așa a luat naștere, nu mai am închipit nicio secundă că o să fie atât, dar așa a luat naștere cartea. Eu vreau să te întreb altceva, pe o scală de la 1 la 10, cam cât de mult îl iubești tu pe Vlad? 100. Se vede, credeți-mă, deci da. Citiți cartea și se vede că ea este îndrăgostită de Vlad Țepeș. Deci fără niciun dubiu. Nu recunosc nimic decât în fața mare a dumneavoastră. Ai vreau că te da, vorbesc serios, pentru că scrie cu atât de multă pasiune și îl prezintă într-un anumit fel încât nu ai cum în momentul în care ai un astfel de personaj. Dar se simte lucrurile astea pe care, în felul în care îl transpui în... Și cum ai scris povestea? Așa că poți să negi oricât. Că nu mă mai crede nimeni, nu? Nu, clar. Deci nu, eu care am citit. Să ieși, tu ești ca mine cu Alina Marinescu, numai o să ajungi să spui... Eu nu sunt Alina Marinescu. Nu, nici. Nu te mai crede nimeni, oricum. Spui, poate, mă. Cam așa. Cum ziceți voi? Da, cum credeți voi? Și aveți dreptate. Întâmplător. Întâmplător. Cât ți-a luat documentarea pentru... Documentarea a fost... Ai foarte multe evenimente istorice. Documentarea a fost constantă, inițial...
m-am apucat și m-am adunat toate cărțile, pentru că am zis, ok, dacă fac o treabă, o fac cum trebuie. Nu mă uit în stânga, nu mă uit în dreapta, știu că internetul este plin, lumea fabulează constant. Pentru asta am zis să o să iau numai și numai cărțile scrise de cei mai mari domenii. Nu mă pun să... Fiecare și-a dat cu părerea. Și întâi mi-am adunat cărțile, după care procedeul de a crea a fost în felul următor. Care este următoarea dată istorică menționată? Asta. Ce spun celelalte 200.000 de cărți despre această dată? Păi, două spun așa, restul spun așa. Bun, deci înseamnă că restul au dreptate. Pentru că am făcut-o acum în facultate. Hai! Paranteză. După ce ne-am împrietenit noi așa și am început să vorbim și a venit la mine acasă... Am mâncat o negresă. Am mâncat o negresă. Nu, o prăjitură. Deci hai să... Da? Și Monica așa rog de la gură pentru ea. A, așa. Deci, da, aia mare. Da. Vorbind la un moment dat la telefon, nu știu cum am spus eu, că băi, cu dreptul, că te terminai... Postase și... proful. Da, mă, așa. Postase un profesor de la facultatea de drept, ceva. Și vorbim cu Raluca, zic, ia uite, a postat domnul, nu-i dăm numă că nu... Nu dăm numă. Așa, ce, păi îl cunoști? Da, păi ne-a fost profesor. Aolo, păi și ce facultate ai făcut? Păi facultatea, nu cred. Și când ai terminat? Păi în 2004, și eu. Și în ce serie ai fost? În seria A, nu cred. Și unde stăteai în amfiteatru când mergeai la cursuri? Pe partea dreaptă, pe bune și eu. Deci am fost colege de promoție, da? Am terminat, am început și am terminat în același an, în aceeași facultate, în aceeași serie, cu aceiași profesori. După care, vă dați seama, am început să povestesc. Dar mă țin minte cum era teoria dreptului. Dar mă țin minte cum făcea tipul de la drept roman și examenul ăla, mai țin minte când l-a lăsat cu cărțile deschise pe bancă, da, uau, ce frumos, da, deci lumea este mică. Foarte mică. Ai legătura. Mulțumesc, Oana, am prelua legătura. Facultatea asta m-a ajutat să folosesc logica, în primul rând. Cine spune că te duci la drept și tot ce ești, n-a făcut dreptul. Dacă nu ai o minimă de logică, nu poți să termini facultatea, Oana nu e martoră. Și mă uitam la datele respective, zic că stai, cam ar fi logic să fie acolo, ar fi logic să fac asta și după ce mă lămuream ce era cu data respectivă, deschideam bordul și curgea povestea. Cam, și cât a durat tot? Și cât a durat. Primele 135 de pagini am scris cam 3 ani. Recunosc că a fost... Pentru că, de ce te-am întrebat? Pentru că mă gândesc că tu toate datele astea trebuie să le aduni. Le-am adunat, asta nu da. Se întâmplă într-o zi, două, trei, o lună. Bănuiesc că se întâmplă pe parcursul unui. Deci, de asta spun, până ai ajuns la procesul de scriere, cred că a durat ceva. Acei trei ani au fost când am adunat toate cărțile, pentru că de asta mi-a luat foarte mult să scriu începutul. Eu le adunam, le documentam, aveam o grămadă de hârtii. Și când le-am aranjat, povestea a curs de la sine. Dar documentarea, oricum, pe spate doar o bibliografie selectivă. Da, am văzut. Dar m-am gândit că e o muncă mult mai și o cercetare mai amănunțită, pentru că, într-adevăr, se vede și o să vedeți că undeva, începând de la, după, nu știu, 100 de pagini, povestea se schimbă, pentru că atunci este vorba în special de domnitorul țării românești, cu toate evenimentele istorice, cu poveste de dragoste și așa mai departe, inclusiv pe ani, pentru că ea și scrie acolo anii. Și de asta te-am întrebat, mă gândesc că ți-a trebuit ceva vreme ca să poți să adun toate datele astea și să fie cumva și date cât se poate de adevărate, adică să nu fie ceva eronat. Da, pentru că în momentul în care m-am apucat să scriu cartea asta, am spus că va fi altceva. Nu va fi încă o carte scrisă despre Vlad Țepeș, și va fi acea carte scrisă despre el, pentru că aș fi putut să umplu foarte mult. Aș fi putut să scriu 10 cărți cu informațiile pe care le aveam. Să fac dintr-o dată 10 capitole. Dar nu am putut asta. Am vrut să mă axez numai pe lucrurile care știu sigur că s-au întâmplat ca și date istorice. La fabulații
mulți puțini sunt buni. Asta nu e. Ok, n-a fost acolo să îi aud vorbind. Ți-ai imaginat, da. Exact. Și să știi că e foarte bine, adică chiar mi s-au părut dialogurile și ți-ai imaginat-o acolo. Foarte veridic. Da, 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 foarte veridic, da. Dar poate a fost. Eu acum o bănuiesc, nu, de o chestie de timp, de așa plecată undeva pe acolo, deși ea chiar are la un moment dat dintre asta. Și vreau să vă spun apropo de asta că în momentul în care am și eram eu așa prin Sighișoara, simțeam mirosul de trandafir și brazi. Nu cred. Ba da. Pot să spun acum ce vreau să spun la început? Da. N-am fost niciodată la Sighișoara, a fost prea medieval. Foarte rău ai făcut, pentru că nu știu cum ai reușit, probabil nu poți cum ai făcut, nu că... dar cum ai descris acolo, bine, la mine a fost altceva, eu chiar am văzut, eu chiar mi-am imaginat probabil mult mai mult decât ai scris tu în carte. Pentru că am văzut toate străduțele, le-am vizitat, clădirile, tot, absolut tot. Cartea asta, partea cu Sighișoara, am început să o scriu în 2003, când internetul nu era, nu te simți pe Google să vezi o poză, nu puteai să cauți ceva despre orașul respectiv, nu fusesem decât întreagă, n-am stat decât o oră, nici n-am apucasem să urc prin pasaj, totul a fost fix în imaginație. Partea asta da. Ești foarte tare. Da, da, da. Și pentru că vorbim despre chestia asta cu fantezia versus realitate, da? Versus dată istorică, da? Eu vreau să îi provoc pe cei prezenți aici, păsărite așa, nu facem ca la școală. Vreau să-i provoc pentru că sunt foarte curioasă dacă ar fi să vă întâlniți cu un personaj istoric față în față. Unu, care ar fi acela? Și doi, care ar fi reacția? Și acum e momentul în care voi vă înghesuiți să răspundeți. Ia să vedem, domnul Trușa, care eu am spus. Păi pe mine m-a numit exact că și eu și prietena mea eram fani Vlad Țepeș. Deci, era nimerit, când a avut Raluca la Saia în București, a fost printre, practic, am fost printre, chiar am apelat-o înainte pe Facebook și am spus că o să vin. O să ne întâlnim acolo, am luat cartea, am ajuns acasă în ziua respectivă, mi-a luat o prietenă câteva zile asta să o citească, apoi am început să o citesc și eu. După câteva zile am plecat la festivalul de la Sighișoara și mi-am închisem că în urmă cu un an văzusem eu un bătrân acolo care tot timpul la festival se îmbracă ca Vlad Țepeș. L-am căutat pe acolo, m-am chinuit, l-am găsit pe bătrânul respectiv, am scos cartea din geantă, i-am explicat că uite, e o carte despre Vlad Țepeș, mă tare reprezint pe el, haideți să facem poze, am dat cartea omului în brațe. Am văzut, pe pagina cărții? Da. Deci Vlad Țepeș. Da. Și care ar fi reacția? Deci acum sunt, ieși de aici, de la Book Club, da? De la Sanatul Vlad. Cobor treptele, bă, și în fața ta apare Vlad Țepeș. Care e reacția? Ce să spun? Nu știu, acum îți dai seama că n-aș putea să spun exact care fi reacția, dar... Așa, la prima mână. Hai să... Un moment, un... Încercam să spun mai frumos, probabil asta și apoi chiar aș fi curios să stau de vorbă cu el să vedem... Poate să-i castim un tur, ceva, chestii de genul, știi? Să te începați, boss! Să treceți, boss! Exact, că batem și noi ceva. Mai facem și noi ceva, înțeamnă? Aseară ce făceam pe la ora 12 noaptea? Căutam poze cu Vlad Țepeș pe Google. Că, bă, stai aici, bă, verde, cu ochii verzi, cu pletele alea. Da, păi, de capul meu, trebuie să nu să-l caut. Și am căutat poze. Știți cu toții poza aia? Aia standard. Foarte, și am aflat, căutând, na, trezită de ea, că acel tablou a fost făcut după moartea lui. Și ei nu-i place tablou ăla, într-adevăr arată că am văzut cățiva așa și că mi-a arătat ea pe WhatsApp o poză, un tablou care e beton, e absolut trăsnet, adică n-ai cum să nu te îndrăgostești pe loc. Ca o paranteză, cu ocazia asta vreau să-l salut și pe autorul, și pe autorul portretului, îl cheamă Dan Ianoș și este un tânăr din Timișoara, care a muncit 5 ani la portretul acesta, este aproape în mărime naturală. A studiat tehnica lui bine, da? Michelangelo. Pe gustul meu. Ia. Dar care îți plăcea cealaltă? Mai o stătivă? Nu,
mă apropii eu. Apropiază-te de cameră. De ce vine ca și istorie? Cum e? Capul meu, personajul e altceva în capul meu, în mintea mea, mi l-am imaginat cu totul și în capul meu, sincer, arată pe copertă. La mine arată mai bine decât pe copertă. Și la mine. Arată ca Belet, așa. Nu, sunt foarte diferite. Nu pot să, n-am cum să dar am uitat pe coperta, așa, când am văzut coperta, când mi-a arătat omul ăla... Fiecare dintre noi ne-am imaginat într-un fel. Tu știi cu cine mi-a trăsit, da, nu mai știu. Da, știu. Îmi place din spatele tău. Da, la fel de... Da. Da. L-am văzut. Da, l-am văzut. Deci cu cine te-ai întâlnit? Cu Ștefan ce mai ai spus? Nu mai să întâlnești acum, că m-am mutat, vreau cu Vlad. Sunt curioasă dacă a făcut unele chestii de aici. Chiar sunt curioasă. Să stăm la coadă și ne facem programare. Da! Exact, da. Eu spui. Și tu? Eu spui. Așa. Iar mi zicea că Alexandru e... Alexandru e acuza. Mie mi-a plăcut în dar unde? Ca tip, ca prezență, ca atitudine și nu știu. În primul rând, cred că dacă m-aș întâlni cu el asta așa, nu știu, străzi de beatitudine și probabil că după aia l-aș întreba care-i frate treaba cu Okawa. Adică, nu știu la un moment dat, dar nu, a fost, mie mi-a plăcut ca și personaj istoric și ca și atitudine. Mi-a plăcut într-adevăr Alexandru Ioan Păză. Spus că era și îmbărbabil, adică. Era, da. Da. De ce nu spuneți că mă dezbrac pe aici? Nu, poate ieși în timp. Ia-mi Iulia, că sunt tare curioasă. Personaj istoric. Te zic că e pe mine, m-ai găsit? Da, pe tine. Păi cam... indiferent dacă ești femeie sau bărbat, adică nu trebuie să fie un domn. Nu, știi care e chestia? În primul rând, sunt morți toți, de ce mai moriți după ei, pe bune? Nu contează, este vorba aici de personaj istoric. Păi nu mi-a plăcut niciodată istoria. Asta pot să vă spun cu mâna pe inimă. Personaj istoric. Istoric, femeie sau bărbat? Monica Ramirez se pune? Mai nu cum moșe deja. Da, că asta n-a murit, adică. Dar e foarte onorat. Istoria poate că e extrem de interesant ce spune. Ea spune, ea spune, pasă tot ea. Nu, cu Vlad Țepeș mai și întâlni. Vai, vă rog eu cum o să... Ai ideea cu Monica? Da, ne-i corupt. Gata și fac. Nu, ideea este că... L-aș întreba ce părere are despre ce se întâmplă acum în zilele noastre, cum ar acționa și asta e... Adică ai adică înțelegi și spui atât de multe lucruri? L-aș ajuta, chiar m-aș oferi să-l ajut cu treaba, dar mi-ar plăcea sincer să văd ce are de povestit despre bătălii. Păi va fi pe același sistem. Citește cartea și vezi ce spune. Deci la modul ăla, l-am înjunghiat pe ăla. Vai ce tare! Și ăla ce i-ai făcut? Da, ăluia! Vorba lui Iasmin, citește cartea și vezi ce l-a făcut. Și vezi ce l-a făcut. Ce mai trebuie să mai spună el? Deja ești... Îți spune aici, în... A mai rămas... Minunata noastră, Irina. Eu vreau să vă spun că întâi aș cădea în genunchi. Îl iubesc extraordinar de tare pe Mihai Viteazul. Și pentru mine, eroul, martirul, Mihai Viteazu e unic, nu e la nivel declarativ ce spun eu, efectiv este unul dintre Mihai pe care îl ador, primul e Mihai Eminescu, bineînțeles, așa și nu pot să zic un singur personaj istoric, pentru că celălalt care îi seamănă într-un anume sens, și anume Constantin Brâncoveanu, e tot un gen de erou și de martir pe care îl venerez, nu pot să spun doar că îl iubesc. Gestul lui și sacrificiul lui, care a implicat și iubirea de țară, dar la modul sublim, martirajul lui, care a implicat sacrificiul copiilor totodată, mi se pare absolut, absolut unic, drept care sunt cam împreună, să zic așa, pentru mine, eroii sufletului meu, Mihai Viteazul și Constantin Brâncovean. Mulțumim tare mult! Alina! Alina! Da, 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 da. Mulțumesc, Alina! Mulțumesc pentru această ocazie de a mă face de râs că nu mi-a plăcut istoria. Am recunoscut și de asta. Dar nici nu mi-a plăcut istoria, dar totuși am avut... Da, mie nici nu mi-a plăcut. Dar am avut câteva personaje care, până la urmă, ies în evidență, da, că îți place, că nu-ți place. Nu am nici personajele.
despre ele. Nu le-am reținut de nicio culoare pe nici. Nu se poate, nu. Nu rețin pe mine. Ca nume. Ca nume. Bineînțeles că le rețin, dar nu le rețin ca prezențe într-un anume mod în care să pot să-mi imaginez ceva legat de ele. Nu pot. Eu mai mult mă duc spre mitologie. Deci dacă ar fi să mă duc mult mai în istorie, mă duc la daci, pe undeva pe acolo. Și ăsta un personaj istoric, da. Vei cu de ceva, nu înțelegi. Mai pe încolo, da. Ceva la Nassau, Segetuza, pe acolo, mi-ar plăcea așa. Eu sunt mai cu siturile acolo. Și ce îmi spune Brentul de ceva de acolo? Ce facem, mă, cu revista? De ce v-a luat spre scorilor? Chiar nu știu, nu pot imagina așa. Mi-ar plăcea doar să fiu prezentă acolo, în timpul. Să înțeleg că ai văzut tot ce înseamnă Daci, Columna, filmele? N-am văzut filme, am... Ai văzut filmele? Nu. Deci am pentru asta. La următorul tuc, la... Chiar ți le recomand, dar și eu te recomand. Îți dau extemporal din Columna, Daci... Am vizitat doar un sit de la Sfără Mise Getuza, deși nu Sfără Mise Getuza regia, deși mi-ar fi plăcut să urc să ajung până acolo. Dar da, mai degrabă eu sunt cu mitologia și cu părțile astea mai... Păi lasă că o să-ți placă și ca pe da. Să... O să te dragostești de Vlad. N-ai cum, pentru că Vlad Țepeș este mult mai mediatizat. Dracula și toate... Dar nu cum dar pe nedrept. Nu cum trebuie exact, dar ajunge mult mai ușor și mai repede mai la... Mai receptiv. Da, la urechi și așa, da. Poți să te... Dracula, dar toți le da. Cum de aici tu Țepeș, doamnă. Adică, da. Așa ca etalon al justiției. Exact. Aia, dacă o, așa ca o bârfă internă, bârfă despre Vlad, nu-i plăcea apelativul Țepeș. El își spunea tot numele Vlad al III-lea, Basarab Dracula, pentru că Dracula pentru el reprezenta onoarea care i se făcuse tatălui lui. Pentru el era... De asta, de fapt, este și diferența. Dracula înseamnă fiul Dracului. Și pentru el era o onoare să spună Dracula. Medalionul ăsta se dădea în tatălui fiu. Citind cartea, veți afla că el, de fapt, avea un frate mai mare care a fost omorât. Pe care îl chema Mircea, da, ca pe bunicul. Acolo m-am zis. A trecut. 73. Bine, el îl pomenește constant Mircea pentru că, de fapt, și istoricii și-au dat seama într-un final, dar și Vlad își motiva tot timpul acțiunile pe care le făcea ca și răzbunare. El a fost condus în primul rând de răzbunarea pentru moartea tatălui și a fratelui lui. Asta a fost apogeul tuturor atrocităților care i s-au pus în cârcă. Culmea, majoritatea din ele chiar au fost inventate, adică el chiar n-a făcut lucrurile alea. Dar citind, vă veți da seama, de fapt, cine a fost vinovat. Ce vreau să te întreb? Hai, întrebare? Ce? Ceva? Cine te-ai întâlnit? Băi, eu voiam să zic cu Morgelatul, că mi-e plac băieții răi și spioni, dar nu. Eu m-aș întâlni cu Spartacus, pentru că are origini trace. Da. Și este cumva we're blood, da? Tocmai din... Mie îmi plac luptătorii, îmi plac... Sigur că toți domnitorii noștri au fost luptători, dar Spartacus a fost așa mai pe gustul meu. Cred că mi-ar fi plăcut să lupt acolo alături de el. Normal. Dar nu mă mir, adică, mă bune, voi mă mirați, eu nu mă mir. Aș face un... adică să mai scriu cu pistolul, să știi, cu sac, cu astea, cu... Aaa, mi-ar plăcea, da. O bâtă, o chestie. Da, nu să luptau fără pistoare, mișto. Cartea asta, tu ai dedicat-o cuiva anume? Da, am dedicat-o lui Vlad. Era sigură că stai în sală. Inițial, ele au fost mai multe rânduri de tipare. Prima dedicație suna "Ne vom vedea într-o zi". După care a fost ceva neregulă, nu mi-a plăcut cum suna. La următoarea am spus "ne vom revedea" cu "re" în paranteze. Nici parantezele respective nu mi-au plăcut și la a treia tipărire am eliminat parantezele.
Și a rămas cu dedicația așa cum trebuia să fie de la început. Aș fi vrut să eu dedic tatălui meu, pentru că el a fost cel care involuntar mi-a insuflat aceste orizonte. Da, dar deschizând caietul pe care am scris cu creionul de mână primele 130 de pagini, mi-a sărit în ochi primul lucru pe care l-am scris pe caiet, și anume pentru Vlad. Nu scria nimic altceva, doar scria pentru Vlad. Și înainte să dau cartea să o tipărească, i-am spus, doamne, stați așa că mai am ceva de făcut, nu am dedicație. Și atunci am continuat cu partea care urmează pe dedicație. Acum toată lumea se uită la dedicație. Da, vreau să știu dacă ai plâns scriind această carte. Foarte mult. Am, cum e melodia, Cry Me a River. E toată apa Dunării în cartea asta. Da. Da. Am plâns foarte mult, mai ales la ultimele 100 de pagini, mi-a fost cel mai greu să le scriu. La un moment dat scriam un fragment, mă ridicam, mă mai plimbam prin casă, mai trăgeam vreo 5 porții de plâns, da, mă mai întorceam, iar finalul, nu epilogul, epilogul e scris înainte să termin cartea de scris, da, dar ultimul fragment din carte, nu vreau să dau spoilere, n-am putut să mai scriu. Mai aveam un pic de scris și m-am oprit din scris, plângeam foarte mult și am zis ok, gata, am scris-o, am terminat-o, uite ce frumoasă e, gata, nu o dau la nimeni. Pentru ce plângeai, Raluca? Plângeai cumva pentru gloria asta abusă a noastră? Nu, plângeam că am trăit, nu, dintr-un motiv mult mai egoist, recunosc, plângeam pentru că în momentul în care aș fi terminat, nu aș mai fi trăit acolo, da, unul la mână, și doi, pentru că îți asumi că atunci când scoți ceva de genul ăsta, lumea să nu înțeleagă la un moment dat. Îți asumi și faptul că unii nu vor înțelege, că vor crede în continuare că e doar o ficțiune, când de fapt trebuie să stai să explici că aici este istorie pură, dar a trebuit să o transform cumva ca să înțeleagă toți. Romanțat-o cumva, adică ca să atragă, da, pentru că nu o să stea nimeni să citească niște date istorice. Și așa cum a spus și Alina, te plictisesc. Dacă nu ai un profesor care să te motiveze, care să facă lucrurile de frumos, exact. Istoria nu s-a putut pleca în România ani întregi, s-a mistificat, exact, intenționat, de-aia nu place elevilor. Exact. Și nu numai elevilor. Și, mi-am asumat... Lumea e fascinat de istorie. Da. Și eu am fost. La vremea... Da, Oana, poate, dar eu asta spun de la ele, că nu ne place modul de predare. Păi aia, e cam același mod de predare. Se minte. Nu știu, cred că depinde, eu cred că depinde de elevi. V-am spus și repet, fica mea e clasa 10, ai spus și mată de istorie. Deci copilul meu atât de repede asimilează, deci nu-i place matematica, nu o puneți la matematică sau ce. Bine, de-aia este și pe filo acum. Dar îi place istoria. Cred că depinde și de fiecare de noi ce, nu știu, de copil, ce-i place, da, ce afinități are. Și probabil că contează, și contează moment, clipul ăla de moment, da, care da, să te și atragă. Cred că la un moment dat contează și foarte tare și profesorul acolo, da. Să te atragă cumva, tu ești deja pasionat și să te atragă cumva și mai mult pe partea asta. Sau chiar să-ți te ia de la zero, adică datorită profesorului. Da, să te iniția ta. Da, da. Da. Al unei pasiuni. Așa ar fi normal, da. Dacă aveți întrebări pentru Raluca... Bun, am întrebări. Am întrebări. Am înțeles, până la sfârșitul timpului, până la sfârșitul timpului voi rămâne pentru mine Raluca, pentru ceilalți Alina, dar ce se întâmplă de acum înainte? În general, cu cartea, cu în mine, general, ce ai tu de gând să faci de acum, pentru că ești scriitor publicat, ai intrat în lumea asta frumoasă și dură în același timp și ai deja o carte cu valoare. Da? Ce se întâmplă de acum cu Raluca, respectiv Alina?
Cele două entități. Cele două entități trebuie să se împace, în primul rând, cu statutul pe care l-au. Eu când am scris cartea asta am zis, ok, dacă o să vrea să citească prietenii, super. Nu m-am gândit că o să aibă impactul, toate că mi l-am dorit. Nu pot să mint că nu mi-am dorit. Cred că fiecare dintre autori, scriitori, își dorește să aibă impact. Cartea nu se va opri aici. Intenția mea este clar să o traduc în engleză. Și da, cu toate că sună ideal, va fi un film cândva. Unul din ăla mișto de Hollywood cu super actori. Dacă îți dorești și îți proiectezi treaba asta, sunt convinsă că se întâmplă. Exact. Atât de mult îmi doresc încât dacă o văd aici pe masă stând, e cumva la jumătatea drumului. Și sunt convinsă că va apărea persoana potrivită, așa cum apar tot timpul persoane potrivite, la momentul potrivit. Ce te așa. Iar Raluca, între timp, provocată de și anume domnul Alex Trușcă. Nu am făcut nimic joc. Ce-am făcut șef? Scrie o poveste cu zâne. Mai nou. Am auzit un basm așa. Da, scrie un basm românesc. Un basm românesc în care se vor regăsi toate ființele mitologice care ne-au încântat copilăria. Ele sunt ziene, muma pădurii. Raluca are ceva de zână, să se ia cu mine. E zânuț, așa. Da, de... O să pun în paranteză zânuța acolo sub Alina, așa că tot... Raluca, Alina, Iorga, zânuța. Dar ce mai zis de direct zânuța Iorga și amintele? Zânuța Iorga, nu? Eu și cu Zina Dumitrescu. Da, e predestinat evrozat prin nume. Nu găsesc nimic în ca întotdeauna un astfel de eveniment. Deci, da, culmea pe... pe una din fiice, asta ca o paranteză, pentru că m-am amuzat treaba asta, pe una din fiicele lui Nicolae Iorga o chema Alina Iorga, pe tata îl cheamă Nicu Iorga, da. Iar personajul meu principal, Iala, că nu este singular pentru ele, din cartea cu zâne, se numește Magdalina. Și m-am amuzat teribil când am trecut, am descoperit că pe fica lui Nicolae Iorga, pe una din ele, o chema Magdalina. Incredibil, nimic nu este întâmplător. Da, da. Zic că ok. Nu, Ana? Așa este. Da, frumos, foarte frumos. Bun. Acum e momentul în care eu îți fac așa. Bun. Vă mulțumim tare mult că ne-ați rămas alături. Sper că s-a văzut ok. Partea aceasta înregistrată, da, se oprește aici. Noi o să ne retragem să bem niște apă plată cu lămâie și să povestim despre, până la sfârșitul timpului, despre istorie, despre Vlad și despre elele Ralucăi. Și despre cum vom face noi istorie. Și despre cum vom face noi istorie. Te uiți la mine, ai ceva da, să spui? Că te iubesc foarte mult. Așa. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim din nou literatura pe tocuri. Mulțumim domnului din spatele camerei. Aplauze pentru Radu Voicescu și iBook Square, care ne-au fost alături încă de la începutul proiectului și ne vor rămâne alături, sper. Așa. Acum este momentul să... Nu? Să fac și un pic de reclamă. Da? Începând de vineri, puteți găsi seria Nemuritor pe site-ul editurii App. Și nu numai atât, puteți găsi cărțile Monica Ramirez, Traficatul de umbre, Fantoma de pe lac și Viață dublă la Veneția, în hăinuțe noi, hăinuțe noi și frumoase, lucioase și drăgălașe. Și mai aveam ceva de spus. Da, mâine, împreună cu iBook Square, ne vedem la Starbucks, începând cu ora 16 și 15 minute, am zis bine? Ar trebui să știu că eu am contribuit un pic la poster acolo, la scris așa. Cuvinte și cafea. Cuvinte și cafea într-o companie selectă. Nu mă pun pe mine, eu oricum o să fiu acolo cu organizator, dar va veni, vor veni două domnișoare foarte, foarte talentate, le veți descoperi acolo, și Cristina Nemirovski. Ne vedem mâine la Starbucks și următorul Book Club o va avea invitată pe Iulia Ioniță. Iulia Ioniță. Ne vedem la Book Club. Eu citesc, a
același loc, aceeași oră. Vă pupăm tare. Și vreau să adaug, da, Michael Scofield. Michael Scofield! Rules! Rules! Vă pupăm! Vă pupăm!